fără microfon, la decibelii care scot eu asta ca să spargem boxele. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație care mă onorează. Am venit cu tot sufletul la dumneavoastră. Sunt un motiv, că sunt și eu nepot al Arturului. Nu sunt fiul cunoscut aici. Și în momentul în care domnul Bărciu m-a invitat la un telefon, era, am spus pe loc, răspundez singur să mă veni, pentru că sunt nepotul lui Petra Puntului și a lui Petru și Anastasia Doboș, aici din Arturul. Adică strămoșii mei sunt al din Arturul. Și eu mă consider la dumneavoastră cu baia mea. Sigur. Voi încerca în seara aceasta să vă prezint pe scurt o istorie a familiei Crampi, în speranța că va fi mai bine cunoscută, mai bine promovată, o veți spune și generațiilor viitoare, o veți spune și musafirilor care sper să fie din ce în ce mai mulți la dumneavoastră la cetate, care este un proiect admirabil, pentru care am trebuit să-l felicit eu pe domnul primar și, bineînțeles, pe domnul și doamna Berci, care au pus suflet foarte mult, și sigur ceilalți mulți alții care au contribuit. Oricum, unde este suflet, se vede că se face și treaba. Ca să înțelegem ce rol a avut familia Dragfi în istoria românilor și în istoria ungurilor în Evul Mediu, trebuie să coborâm în timp și să ne amintim că până la Mohaci, în această parte a Europei, în bazinul Dunării, până pe linia Carpaților, era regatul medieval al Ungariei. Un regat populat de o mulțime de etnii. Erau unguri, erau români, erau nemți, erau slovaci, erau sârbi din partea de sud, erau și țigani, și evrei. Ștefan cel Sfânt, fondator regatului Ungariei, a dat prin testament o vorbă, ceva de genul, cu cât vor fi mai multe etnii, țara va fi mai bogată. Și poate că a avut dreptate. Cert este că, în acest conglomerat de popoare, și noi, românii, din Ungaria și Transilvania, am avut un rol foarte important. În negura istoriei, de multe ori, documentele tac despre rolul nostru. Doar atunci când am scos sabia, când ne-am remarcat pe câmpul de luptă, sau când am fost buni diplomați în numele regelui, am fost menționați în documente. Și reconstituind pe cât posibil adevărul istoric, să știți că de aici, din Ardut, au plecat destul de mulți oameni care au decis istoria regatului Ungariei, și a românilor, și a ungurilor, și a celorlalți care locuiau acest regat. Cândva, pe la mijlocul secolului al XIV-lea, regele Ungariei, Ludovic de Anjou, a decis să pornească niște campanii militare împotriva tătarilor, dincolo de Carpați, către Moldova de astăzi, din dorința firească, până la urmă, de a controla drumurile comerciale de la est de Carpați, care legau Marea Neagră de Marea Baltică. În aceste condiții au loc, în 1345-49 și mai târziu, câteva campanii conduse câteva chiar personal de regele Ungariei. În aceste campanii încep să se afirme românii din Maramureș, era vecinătatea cu zona Moldovei, și printre ei este și un Dragoș, care, în urma serviciilor pe care le face regelui Ludovic de Anjou, este numit în fruntea acelui teritoriu eliberat de sub tătari, un teritoriu care a stat la baza viitorului stat Moldova. Este așa cum numitul sau cunoscutul din cronicile noastre, Dragoș Descălecătorul, sau pentru cei care mai țin minte legendele, Dragoș ce a plecat la vânătoarea de zin. Acest Dragoș a guvernat o parte a Moldovei, în numele regelui Ungariei, fiind supus a regelui, până în momentul în care moldovenii s-au răsculat, nedorind să fie supuși regelui, să-l bătească dările, ceea ce și noi astăzi de multe ori, și în acest context s-au răsculat în jur de 1359-60, lor li s-a alăturat un alt maramureșan, Bogdan, fost voievod al Maramureșului, care, supărat, deranjat de instaurarea autorităților maghiare în zona Maramureșului, a decis să plece peste munții în Moldova, s-a alăturat răscoalei și împreună moldovenii cu oamenii lui Bogdan l-au alungat pe urmașul, pe fiul lui Dragoș, tocmai murise cea vreme Dragoș și fiul său Sas a fost răpus în acel război, iar fiii relativ tineri, undeva 10-15 ani probabil,
fiii lui Sa sau nepoții lui Dragoș au fost nevoiți să treacă munții, să se refugieze sau să fugă, ziceți dumneavoastră, în Ungaria. Au ajuns la curtea regelui, a se întâmplat asta în 1365, și regele i-a păstrat pe lângă curtea regală, în amintirea slujbelor credincioase ale părinților lor. Inițial au fost pași, apoi încet, încet au urcat în ierarhia medievală, în ierarhia nobiliară, ajungând până la rangul de baroni în timp de câteva decenii. Este vorba de întemeitorii familiei Dracfi, de Balc, Drag, Ioan Românul, mai erau pe lângă ei doi frați, Dragovir și Ștefan. Ei au primit domeniile din Marea Mureș ale fugarului sau rebelului Bogdan Voievod. Nu s-au așezat acolo, pentru că era o atmosferă mai puțin prielnică pentru oamenii fideli regelui în acel moment. Au primit domenii și în zona Sătmarului, chiar și pe lângă Buda, în centrul Ungariei. Și treptat, acei tineri au ajuns apropiația regelui și ai familiei regale. Se pare că cel puțin doi dintre membrii familiei au intrat în grațiile unei fiice a regelui, ceea ce i-a ajutat mult în ascensiunea socială. Și așa se face că după anul 1377-78, treptat, Balc și Drag sunt menționați în documente pe diverse funcții, întâi de comiți ai Maramureșului, un fel de prefect, cum am spune astăzi, apoi comiți de Sătmar, au ajuns și comiți de Ugocea, ba la un moment dat și comiți ai Secuilor, o funcție foarte importantă, și practic au intrat la un moment dat în rândul baronilor. Baronii sunt o categorie superioară a nobilimii în regatul Ungariei, nu așa goște pentru cei care știu ungurește, mai mari țări, care decid drepturile țării. Sau, avem și niște politicieni aici lângă noi, spuma parlamentului, cea care taie și spânzură că ceilalți votează, știți destul de bine. Ca dovadă că Balc și Drag au ajuns în această spumă politică a regatului Ungariei, să vă amintesc că în 1385, când o parte a nobilimii maghiare negocia cu tânărul Sigismund de Luxemburg căsătoria lui cu fiica fostului rege Ludovic, pentru a putea lua coroana Ungariei, în acea delegație de 10 nobili maghiari era și Drag. Ceea ce zic că e o dovadă a poziției importante pe care o avea. Ei, Balc, Drag și ceilalți frații lor s-au afirmat foarte mult pe câmpurile de bătălie în slujba regelui Ungariei, au primit numeroase moșii, domenii mari cu cetăți, au fost trimiși în solii. Cel mai mare domeniu pe care l-au primit a fost domeniul Chioarului, aici în vecinătate, care s-a întins până aproape de Ardut, au primit și Ardutul cu satele apărinătoare, Vinogradovoază în Ucraina, cu satele apărinătoare și multe. Au ajuns în jur de 100-120 de sate să aibă în jur de 1400. Asta ar fi echivalentul județului Sălaj de astăzi, aproximativ, ca întinderea domeniilor feudale. Cu cetăți, cu târguri, cu toate aducătoare de venituri. Pentru că, la fel ca și astăzi, cine are bani urcă în politică, și nevul mediu, cine avea pământuri multe, moșii multe și domenii cu cetăți, avea putere economică și automat cuvântul lui avea greutate la curtea regală. În 1391, ca dovadă a greutății pe care o avea această familie de români la curtea regală, Drag este trimis la Constantinopol, la împăratul Imperiului Bizantin, într-o solie de regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei. Nu cunoaștem detaliile acestei solii, dar în contextul acestei solii, la Constantinopol, Drag nu uită că este român de origine și este și ortodox și merge la patriarhul de la Constantinopol și reușește să obțină un privilegiu pentru biserica strămoșească. Pe vechile domenii feudale din Marea Mureș, în perii Marea Mureșului, azi în Ucraina, era o mănăstire. Nu era mare, dar era mănăstirea familiei Drag, lui Drag și Balc, și obține de la patriarhie dreptul de stavropighie pentru acea mănăstire și dreptul de exarh patriarhal pentru egumenul acelei mănăstiri. Practic, egumenul avea drepturi aproape episcopale,
Deci nu putea să sfințească preoți și să sfințească locul de cimitire și biserici, dar în rest avea jurisdicție peste preoții ortodoxi din echivalentul a jumate din Transilvania de astăzi. Deci nordul Transilvaniei de azi, o parte a Slovaciei de astăzi și chiar familia Drac, lui Drac și Balt puteau să controleze și biserica ruteană din Galiția. În urma unui alt privilegiu acordat de Patriarhie. Asta ca să ne imaginăm ce mare era puterea lui Balt și Drag în jurul 1390, când regatul Ungariei și automat au ajuns în acea relație specială cu Patriarhia de la Constantinopol. Din păcate pentru Drag și Balt, nu toate au fost roz. Și astăzi în politică sunt destul de mulți politicieni care sunt cu șeful partidului, mâine calcă pe pe și sunt dată fără din partid. La fel și în 1390 și ceva se întâmplă ceva între Balt și Drag și regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg și încet, încet, după 1395, începe declinul lor. De fapt, în 1395 a murit Maria, regina soția lui Sigismund de Luxemburg, acea fiică a lui Ludovic, care v-am spus mai înainte că i-a ajutat, prin simpatia și relația care era cu Balt și Drag să urce în ierarhia nobiliară. Și treptat, intrând în disgrație, își pierd din funcții, rămânând către final doar cu funcția de comite al Maramureșului, cumulându-și pe cea de voievod al românilor din Maramureș, dar care nu mai avea valoare practică, era doar o funcție așa mai mult onorifică. Și în momentul în care în Ungaria are loc o răscoală a nobilimii împotriva regelui Sigismund, în anul 1401, Balc se alătură răscoalei. Drag deja murise la finalul 1399, undeva la vreo 60 de ani, probabil. Balc se alătură aceste răscoale. Deci s-au răscut la nobili. Regele Sigismund de Luxemburg și după nume vă arată că este venit din spațiul german. Și bineînțeles că el și-a adus cu el cavaler și nobil german pe care i-a pus pe diverse funcții în regatul Ungariei, ceea ce a trezit nemulțumiri din partea nobilii maghiare. Și așa nobilii se răscoală, nu pentru a-l răsturna de pe tron pe regele Sigismund de Luxemburg, ci pentru a-i pune în vedere să nu mai numească pe funcții, pe demnități nobili străini, ci să le dea lor, nobilor din Ungarie. Aceste răscoale se alătură și Bal, destul de în vârstă în acel moment, și în bătăliile sau în conflict au avut undeva în nord de Maramureș, se pare că moare și el în 1402. Și astfel dispar primii români care au ajuns la rangul de baroni ai regatului Ungariei, Balc și Drag, vedeți cu vreo 50 de ani înainte de Iancu de Hunedoara. Deci, practic, Balc și Drag sunt primii români care reușesc să aibă un cuvânt de spus în politica regatului Ungariei. După moartea lor, regele Sigismund pedepsește familia prin confiscarea unor moșii, pierd cam jumătate din moșii, rămân doar cu domeniul Chioarului și domeniul Ardudului, dar nu înseamnă că dispare familia cu tot. Fiilor au încercat să echilibreze puțin situația, au încercat să-și facă anumite relații matrimoniale pentru a rămânea în spațiu politic. O parte a reușit, o parte nu. În evul mediu, să știți că fetele erau măritate, nu se măritau. Era un principiu foarte clar. De regulă, fata era dintr-o familie cu o situație, cu un statut superior și băiatul cu un statut inferior. De ce? Fata fiind dată, se negocia o zestră. Și cu cât rangul, bine, nu mergea la cel mai jos rang, bineînțeles, că era totuși obrazul să zicem acelei familii nobiliare, din care venea fata. Dar cu cât rangul era, zicem, mai jos, sau, oricum mai slab decât rangul fetei, zestrea era mai mică. Care era avantajul pentru băiat care se căsătorea? Simplu. Intra într-o relație de rudenie cu o familie suspusă. Și în urma acestei, să zicem, înțelegeri, au reușit o parte a familiei din Drag și Balt să urce peste câțiva ani din nou în ierarhia nobiliară. Pasul acesta important, adică o relație matrimonială cu familie suspusă, îl face fiul lui Drag, Gheorghe, care în jur de 1405-1406 se căsătorește cu Ecaterina din familia Batorii de Eged, timp o de graniță la câțiva zeci de kilometri de
de noi. De ce era importantă această căsătorie? Familia Bathory de Ece era în rândul marii nobilimi din Ungaria, cu relații foarte bine puse. Ba mai mult, familia Bathory era și înrudită cu alte mari familii din zonă. Și, practic, acest sistem de rudenii permite unui nobil să urce treptat cât mai sus posibil în ierarhia politică. Ceea ce face și familia sau urmașii lui Drag. Nu atât Gheorghe a urcat, deci nu atât Gheorghe, fiul lui Drag, a urcat în ierarhie, cât urmașii săi. Cel puțin despre urmașii săi avem documente care arată până unde au ajuns în viața politică a legatului Ungariei. Acum, uitați să menționez, cu ocazia acestei căsătorii, Gheorghe se botează, se rebotează la catolicism, sub numele de Emeric, pentru că nu era obligatoriu să te rebotezi pentru a fi nobil, să devii catolic pentru a fi nobil, cum greșit scrie în cărțile de istorie, dar în momentul în care un bărbat se căsătorea cu o fată, se lua religia fetei. Am găsit zeci de cazuri în Țara Sfântă, în zona Ierusalimului, în care acolo era invers proporția, majoritari ortodoxi și minoritari catolici. Dacă fata era ortodoxă, bărbatul catolic se boteza la ortodoxie. Aici a fost cazul invers, Gheorghe s-a rebotezat catolic și din acel moment familia lui devine catolică și sprijină în special Biserica Catolică din regiune. Fiul lui Gheorghe, adică nepotul lui Drag, este Nicolae Drag, născut din căsătoria lui Gheorghe cu Ecaterina Bathory. Nicolae Drag este cel care reușește, după trei decenii, să zicem, de scădere a rolului politic a familiei lor, să urce în ierarhie. Datorită acestor relații matrimoniale. El, Nicolae Drag, nu doar că era rudă cu familiile mari, mai face și alte rudenii. El chiar se căsătorește cu fiica unui mare nobil din vecini, din familia Iași de Coșeiu, de aici lângă dumneavoastră, și astfel se face un fel de triunghi a trei mari familii, care în secolul XV au spus de multe ori da sau nu în chestiuni importante din istoria legată de Ungarii. Familia Cracfi, familia Iași de Coșeiu și familia Bathory de Ece. În contextul acesta reușește Nicolae Cracfi să urce încet în ierarhie. La 1439, de exemplu, îl găsim pe Nicolae Cracfi printre cei 68 de deputați, mari nobili ai legatului Ungariei, care hotărăsc în dieta Ungariei o anumit impozit pentru a susține lupta cu turcii. Sigiliul lui este pe documentul emis cu acea ocazie, ceea ce arată poziția lui importantă. El este alături de Iancu de Hunedoara în campaniile împotriva turcilor, luptă în diverse războaie, în care dată regatul Ungariei și treptat se afirmă. A ales politica pașilor mărunți. Și încet, încet reușește să ajungă în grațiile regiului Ungariei, ce este ciudat. Deși după moartea lui Iancu de Hunedoara în 1456 este fidel regelui Ladislau al V-lea, după ce moare el schimbă partida. Nu mai susține pe Habsburg de unde venea Ladislau, ci duce de partea lui Matia Corvino, acel rege al Ungariei, de origine românească, căruia nu era rușine să spună că e român de origine, chiar considera cu origine nobilă, ducând-o până undeva la Roma. Nicolae Dragfi, imediat după ce urcă pe tron Matia Corvin, trece în tabăra sa și îl susține și își trimite fiul pe Bartolomeu, care avea doar 10 ani în acel moment, la curtea regală. Întâi a fost paș. Pentru că de obicei copiii până prin 12-13 ani erau pași, după aceea tineri cavaleri, învățau arta războiului și după aceea primeau diverse funcții. Și așa începe cariera politică la 10 ani a lui Bartolomeu Dragfi, cel a cărui statuie am dezvăluit astăzi în lângă cetatea Dudului. Bartolomeu Dragfi are o carieră fulminantă. Timp de 40 și ceva de ani, reușește să urce până la cele mai înalte funcții demnități în regatul Ungariei. La început, stă pe lângă curtea regală, curtean, ajunge ca la 20 de ani, deci după 10 ani de servicii aduse regele Matia, să fie un fel de casier personal al regelui. Adică cel care un om de încredere care îngea regele niște bani, măria ta ține aici 500 de florini, sau ține aici 1000 de florini. Cam ăsta era rolul lui, dispensator se chema în epoca. Când a fost Matia Corvin în Moldova,
împotriva lui Ștefan cel Mare, lângă el a fost și Bartolomeu Grațu. Oi, domnule, ați auzit povestea cu bătălia de la Baia, în care Ștefan cel Mare și Oastea Moldovei era cât pe cel să răpună pe regele Ungariei Matia Corvin. Știți că printre cei care l-au salvat pe Matia Corvin se află și Bartolomeu Grațu? Cred că ăsta este pasul decisiv în cariera sa. În urma gestului său de bravură, în care i-a salvat împreună cu Garda Neagră, un fel de trupe speciale, cum ar veni astăzi, au salvat viața regelui Matia acolo, la Baia, încet, încet primește funcții din ce în ce mai mari și intră în rândul baronilor. Deci după 70 de ani de când strămoșii lui au fost baroni, și el reușește să readucă familia sa în rândul baronilor. Și astfel ramura lui Drag sau fiii lui Drag reușesc să spună pentru câteva decenii bune cuvântul în viața politică. Ocupă rând pe rând funcția de șef sau magistru al paharnicilor, unde primicea șef, asta noi astăzi, la Curtea Regală, funcție importantă. Ocupă după aceea, are funcția de magistru sau șef al călăreților sau cavalerilor de la Curtea Regală. Primește diverse domenii de la rege care îți plată, dar și el, desigur, nu ezită să se sacrifice pentru țară, care era în acel moment regată. Nu conta că ești român sau ungur, era țara ta și automat toți o serveau. Fie ca iobac, fie ca domn. Bartolomeu Grafi se afirmă de multe ori, inclusiv în relațiile cu Moldova, pe care le avea regele Ungariei Matia Corvin. Nu a participat la bătăliile din 1475-76 care a avut Ștefan cel Mare cu turcii. Atunci au fost trimiși niște soldați maghiari, 2000 de soldați maghiari, ca să conduce apoi în Transilvanii, dar în schimb se pare că a avut un rol în negocierile cu delegația Moldovei. Și aceste relații cu Ștefan cel Mare vor evolua, vom vedea imediat, chiar către o căsătorie între cele două familii. De unde e interesul lui Bartolomeu Grafi pentru Moldova? Simplu. Deși au trecut trei generații între el și străbunicii săi, Badu și Drag, care au fost alungați din Moldova, exista o tradiție în sânul familiei despre rolul avut de strămoșii lor în istoria Moldovei și, bineînțeles, în istoria Ungariei din secolul XIV. Pentru că Bartolomeu Grafi s-a străduit, profitând de poziția lui politică, știu, seamănă cu multe situații de astăzi, nu vă supărați, domnule deputat, dar asta e istoria politică, profitând de poziția lui, s-a străduit să recupereze cât mai multe din moșiile pe care strămoșii lor le-au stăpânit în Marea Mureș sau Aiurea, pentru că banul la bani trage. Și a reușit o parte să recupereze, dar mai mult a reușit să își aducă aproape de el o relație de familiaritate, cum se cheamă în limbajul de specialitate, vă explic în acestea astea, foarte mulți snobii români din Maramureș sau snobii maghiari din zona Sărmarului, Sălarului și așa mai departe. Ce este familiaritatea? Seamănă, dacă vezi, cu relațiile dintr-un clan mafiot, sau ca să nu fiu așa de dur, seamănă cu relațiile dintr-un partid politic. În sensul că nobili mai puternici, care au influență în viața politică, au pe lângă ei mai mulți nobili mai mărunți, care fac diverse servicii. Și când nobilul puternic urcă pe o funcție, automat numește pe funcții subordonate lui nobilii lui, familia lui. De aceea se cheamă această relație de familiaritate, un fel de familie. Da, seamănă cu familia italiană. Dar și numele. Nu. E o comparație doar numeresc. E sistemul care merge și în China, și în Japonia, și poate în Patagonia. Asta contează. Oricum, să știți că în timpul lui Bartolomeu Grafi se afirmă nobil român din Maramureș. Nu ajunge pe funcții foarte mari, dar ajung pe diverse funcții datorită lui Bartolomeu Grafi. Urcă mulți nobili de aici, din zona Sălașului. Tot datorită lui. Și astfel, el își creează o familie destul de puternică, pe care o va folosi inclusiv în campanie militară. Pentru că acești familiari luptau în războaie, în Ceata sau Banderiul, în Oastea Marelui Nord. Dintre faptele remarcabile ale lui Bartolomeu Grafi, să amintim că în 1479 este una dintre cele trei căpetenii care
conduc oastea maghiare sau din Transilvania împotriva turcilor la câmpul pâinii, undeva la sud de Alba Iulia, când o oastă de numeroasă turcească a venit în Transilvania să jefuiască, pentru că astea erau scopul multor campanii otomane, jaful, și la întoarcere trupele armelene, conduse de Barbuendrachi, Chinii și Palșii, un alt mai nobil, reușesc să învingă oastea turcească și să recupereze o mare parte a prăzii. Cu această ocazie, regele Ungariei îl răsplătește pe Barbuendrachi, dându-i titlul de comite perpetu sau pe veci a comitatului Krasna și a comitului Sătmar. Al comitatului Sonucu de Mișco. Deci, pe lângă funcție mari la curtea regală, el este și un fel de prefect peste regiunea aceasta. Practic, Drachi controla regiunea de astăzi, Sătmarul, Sălajul, Nordul Bihorului și o parte a Marea Mărșului de astăzi. Ca să vă imaginați cât de puternic era acest baron din regatul Ungariei. Dar dovada a puterii sale, de exemplu, în momentul în care se căsătorește regele Matia cu Beatrice de Aragonia, un frate de-al lui Bartolomeu este printre tinerii cavaleri trimiși până în Spania să o însoțească pe tânăra prințesă. Era o mare cinste și o mare. Sunt multe de povestit cu faptele, să zice, sau cu pozițiile, rolul pe care l-a avut Bartolomeu Drachi, dar să încercăm să ne apropiem de niște momente mai dragi nouă din perspectiva istoriei românești. La un moment dat, regele Matia Corvin, din bolnav, prea bolnavă, nu ca foarte multă care în epoca, știind că e aproape sfârșitul și neavând urmași pe linie masculină decât nelegitim, deci Beatrice de Aragonia, oricât de frumos a fost, n-a făcut copil. S-a dat seama că trebuie să facă niște aranjamente politice pentru ca fiul său nelegitim, Ioan Corvin, să urce pe tronul Ungariei. Pentru ce face, nu? 1489, Matia Corvin îi strânge pe marii nobili din regatul Ungariei, pe juzii marilor orașe, oamenii grei din politica regatului, îi strânge pe lângă el și îi obligă să jure că îl vor sprijini pe fiul lui nelegitim, pe tronul Ungariei, după ce moare el. Al patrulea mare nobil care jură este Bartolomeu Drachi al nostru. Această poziție indică greutatea lui în viața politică. Ba mai mult, se pare că Bartolomeu Drachi a avut un rol important în a-l aduce pe Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, în tabăra susținătorilor lui Ioan Corvin, a fiului Matia Corvin. Pentru că, tot în 1489, fiica lui Bartolomeu Drachi se căsătorește cu Alexandru, fiul lui Ștefan cel Mare. La această căsătorie, regele Matia Corvin își primește o solie, cum era fiul epocii, o sumă de bani, destul de consistentă, un cadou. Dar această căsătorie este, dacă vreți, rezultatul politicii inconsecvente a lui Bartolomeu Drachi. V-am spus în urmă cu aminte că el se străduia să recupereze moșiile strămoșilor săi. Inclusiv căsătoria fiicei sale cu fiul lui Ștefan cel Mare este, cred, o recuperare a Moldovei, în sensul că, prin această căsătorie, urmând ca succesorii sau fiii, copiii, rezultatul această căsătorie să fie pe tronul Moldovei, practic, Bartolomeu Drachi recupera pentru familia sa Moldova, pierdută de Dragoș, în 1360 ceva. Deci, cu 106 de ani mai devreme. Cu ocazia acestei căsătorii sau aranjamente între Bartolomeu Drachi și Ștefan cel Mare, pe de o parte, respectiv promisiunea lui Ștefan cel Mare, sau jurământul, de fapt, nu era documentul, jurământ, făcut de Ștefan că îl va sprijini pe Matia, pe Ioan Corvin, fiul lui Matia, pe tronul Ungariei, Ștefan cel Mare primește domeniul cetății Giceului de lângă Dej, domeniul cu 260 de sate, un rol important în această negociere, desigur că l-a avut Bartolomeu Drachi, pentru că el a fost intermediar între Ștefan și Matia Corvin. Asta ca să ne apropim puțin de istoria noastră românească. Moare regele Matia Corvin, dar ca orice politician care se respectă, nu și-a ținut cu Bartolomeu Drachi. Nu o spun asta cu nou critic, ci e o reflecție, dacă vreți, la ce se întâmplă în lumea asta. Bartolomeu Drachi, la fel ca majoritatea marii nobilimi din regatul Ungariei, s
s-a săturat de domnia autoritară a regelui Matia Corvin și nu l-au susținut pe fiul său, pe Ioan Corvin, sprijinindu-l în schimb pe un rege mai moale, pe Ladislau de Boemia, care avea o poreclă, Dobře. Asta înseamnă în cehă, bine. Deci la toate dietele, un fel de parlamente, cum avem astăzi, singura lui replică era asta, Dobře. În restul stă nimic. De ce le vom vedea marilor nobili așa ceva? Simplu, când ai un rege mămăligă, e ușor să manipulezi. Cer scuze. Și de aceea, și Bartolomeu Dragfi și ceilalți mari nobili din Ungaria l-au sprijinit pe acest Vladislav Jagello din Boemia. Ocazie cu care Bartolomeu începe să câștige din nou funcții din ce în ce mai mari. Între 1400, în primii 3 ani de zile, are o funcție de baronială, unde mi se pare că era, bineți minte, da, era magistru sau șef al cavalerilor curții. Pentru că în 1493, regele Vladislav să-l numească pe cea mai mare demnitate care a avut-o el până atunci, cea de voievod al Transilvaniei. Era în echipă cu un alt mare nobil, dar nu asta conta, era o practică obișnuită. Voievod al Transilvaniei era a treia funcție în ierarhia din regatul Ungariei. Excepând funcția de rege, care totuși demnitatea regală nu se poate pune în ierarhia asta. Adică era un paladin, cum ar veni un fel de prim-ministru astăzi, era după aceea jucă de curții regale, a doua funcție, și a treia era cea de voievod al Transilvaniei. Este cea mai mare funcție care a avut odată Bartolomeu Dragfi. A fost voievod până în 1498. Știți cine l-a propus regelui ca să ajungă pe tron, pardon, pe această funcție să ajungă Bartolomeu Dragfi? O altă personalitate originară de Ajnabud. Nu știu câți din asta știți, Cardonul a dat Ungarie și lumii, dacă vreți, un cardinal. Toma Bort, fiul de Iovan din Ardur, prin școală, a învățat foarte bine, s-a remarcat pe mic, ca un om inteligent, e drept că și un foarte abil diplomat, dacă vreți să spunem, adică știa să se strecoare pe toate ușile și cărările. Imaginați-vă că pe câțiva ani din rețea a ajuns să fie în ierarhia bisericească la nivelul mediu. Deja în timpul lui Matia Corvin era episcop, a ajuns arhiepiscop de Esztergom, un fel de primat sau mitropolit, poate ne-a spus, da? Deci prima funcție bisericească în Ungaria și în jur de 1510 a ajuns cardinal, dintre puținii cardinali care nu erau italieni, la lucrurile respectivă, și a visat chiar să fie și papa. A fost visul lui Maxim, în contextul ăsta a convocat cruciații și a ajuns la cealaltă stau de Gheorghe Dojă, dar asta e altă poveste. Oricum, vreau să rețineți acest personaj care ar merita poate și el un tablou sau o statuie măcar pe undeva, pentru că este originar de aici, din Ardur. Alături de Bartolomeu Dragfi, Toma Boacoții este a doua mare personalitate care pleacă de aici, din Ardur. Are o statuie aici, în Ardur, mă bucur să aud asta și mă bucur în masovitate. Chiar dacă mulți din epoca lui îl bârfesc că era foarte abil diplomat, ce politician nu este abil să spargă. Adică orice politician, dacă vrea să urce sus și să aibă putere, trebuie să știe să stecoare. Și el a fost foarte abil. El îl propune pe Bartolomeu Dragfi în 1493 să fie voievod. Era, dacă vreți, un fel de răsplată pentru servicii reciproce. Pe funcția de voievod, Bartolomeu stă până, aproape de moartea asta, până în 1498, când obosit își dă demisia. Este singurul caz din istoria Transilvaniei când un voievod demisionează. Nu cu hârtie ca și astăzi, dar tot demisie se cheamă. În această perioadă a voievodatului său în Transilvania, desigur, avea o greutate mare în viața politică a Ungariei, fiind facea cu poziție înaltă, dar se întăresc relațiile cu Ștefan, domnul Moldovei. Mai țineți minte, probabil, la istorie, că în 1497, regele Poloniei, Albert Jagello, năvălește în Moldova cu intenția de a-l schimba de pe tron pe Ștefan cel Mare. La porunca regelui Ungariei, Bartolomeu Dragfi, cu oasca din Transilvania, trece munții în sprijinul voievodului Moldovei. Nu intervine în luptă direct, dar merge ca mediator. Și mediază armistițiul sau pacea, ziceți cum vreți, între regele Poloniei și Ștefan cel Mare.
oficial se face pace între cele două tabere, regele polonez promite că se întoarce înapoi în Polonia, Ștefan promite că lasă să se întoarcă, Bartolomeu este ospătat la un chef imens acolo, spune cronica că s-a ospătat Birba Boievod, care era și custrul lui Ștefan cel Mare, și după ospăți, oastea Transilvaniei cu Bartolomeu se întoarce peste munții Transilvaniei. Desigur, Ștefan cel Mare, ca tot românul, nu s-a ținut de cuvânt și cum a plecat cu Bartolomeu Dragfi, pe drumul de întoarce la regele Poloniei, l-a așteptat după colț și în codii Cosminului a tăiat din copaci și a grijă să moară mai mulți polonezi, în virtutea cuvântului pe care îl țin românii întotdeauna. Așa a fost victoria lui Ștefan cel Mare la codii Cosminului. Pentru noi ce este important, ajutorul dat de Bartolomeu Dragfi, desigur, la mandatul sau porunca regelui său, voievodului Moldovei, Ștefan cel Mare. Nu, bine, la puțin timp ce se face acasă, și din cauza vârstei, mai zboli, de fapt, să știți că în nebun mediu bărbații treau cam 55 de ani maxim. Asta era maximum de vârstă la care bărbații. Femeile care nu mureau la naștere, ajungeau și la un 60-70. În fine, își dă demisia din funcția de demnitatea de voievod al Transilvaniei și se retrage, să zicem, pe domeniile sale de la Arduc. Între timp, el construise aici o cetate, pe piatră, va mai construise și biserica de piatră și din Arduș din Belduc, în timpul în care a fost el mare demnitar, având bani putere, a reușit să facă rost, să aducă arhitectii să-l mulțumește. În fine, era destul de bătrân, avea copii de care urcase pe diverse funcții în ierarhia nobiliară, s-a căsătorit și a două oară deja, dar era obiceiul ca văduvele să nu rămână un singure. Știți de ce? Mă refer la văduvele nobile. Aveau bani, aveau avere, aveau moșii. Și era păcat să dispară acele moșii. De regulă, nașul, sau cel care aranja aceste căsătorii, de multe la chiar regele. Pentru că era ca un fel de răsplată pentru acel nobil. Deci dacă la prima căsătorie nobilul era mai mărunțel și lua o nobilă mai puternică, la a doua căsătorie era invers. Când se căsătorea cu o văduvă, era bună oricum, bătrână, trebuie nu conta. Venea cu avere. Și se căsătorește cu o nobilă dintr-o familie puternică, din familia Hedervari. Ea duce câteva zeci de sate și cetăți și câteva cetăți din zona Croației Dalmației și plus o mai bună relație cu alți mari nobili din regatul Ungariei. Pentru că politica sau clubul acesta de mari politicieni însemna de fapt un hățiș de relații de rudenie, de prietenii, cum se merge astăzi, să zicem, la o relație undeva, la un club, să nu zic altfel, la fel atunci era o întrengătură între mari nobili pentru a se susține unul pe altul în ierarhia politică, în viața politică. Numai că el deja a ajuns la bătrânețe și în 1501 moare Bartolomeu Dragfi, de boală sau bătrânețe, în orice caz, pe câmpul de luptă. Sigur, este îngropat aici, în biserica din Ardut, poate viitoare sfânturi arhologice ne vor descoperi și picta lui. Fiii săi îi urmează în cariera politică. Am așa amuzamentul dumneavoastră ce se întâmplă cu văduva de-a doua oară, cum ar veni, văduva lui Bartolomeu Dragfi, acea nobilă din familia Hedervani. Copiii scapă repede de ea. Era o mănăstire de călugăriți aici lângă Coșei, o trimit la mănăstire, îi dau un sat, cu drept viager, pe cât timp ea trăiește, toate veniturile din acel sat se ducă pe ea ca să aibă totuși o viață decentă la mănăstire și cu asta o scăpa de bătrână. Fiii săi, cel mai cei învoați, au doi, Gheorghe și Ioan. Gheorghe și Ioan ocupă funcția de comis de Crasna și somnul de mijloc, căci în zona aceasta a sălașului Sărmarului. Și dintre ei, Ioan urcă relativ repede pe cele, pe funcții și mai mari ca Traiețu. Ioan Dragfi reușește timp de două decenii să ajungă pe locul 2 în ierarhie la un moment dat. Ce face el? La început urcă pe funcția de magistru al paharnicarilor, șef al paharnicarilor, pivnițelor regale. În paralel cu această funcție, pe la 1510, cumulează și funcția de magistru sau șef peste cavalerii curții regale. Funcții cu greutate amândouă. Dar după 1513 să fie trezorier, un fel de vistiernic sau, dacă vreți, ministru de finanțe a regatului. Nu știu cât de greu dacă să ministru de finanțe în politica țării, știți mai bine să politicienii, dar să știți că nebun mediu, cine controla trezoreria regatului, era omul de încredere a regelui. Dacă pe funcția de voievod sau palatin se ajungea prin aranjamente politice, pe funcția de trezorier chiar trebuia să fie om de încredere a regelui. Ioan Dragfi ajunge pe funcția asta care ocupă 13 ani. Deci 13 ani, Ioan Dragfi este
trezorierul regatului sau ministrul de finanță al regatului Ungaria. În perioada aceasta, în 1514, are loc răscoala aceea pe care o știm toți din cărțile de istorie, a lui Gheorghe Doja. Pe scurt ce se întâmplă atunci, prietenul nostru, Toma Bocoții, voia să nu se mulțumea să fie doar cardinal, voia să fie papă. Dar știa că nu poate strânge voturile în conclav, pentru că era italian. Era moda. Atunci doar italienii să ajungă papă. Și pentru a impresiona, dacă vezi lumea catolică, sau ierarhia catolică, are chiar o campanie anti-otomană. Proclamă cruciada, promite oamenilor, mergem cu toți la război împotriva turcilor, jefuim pe turci, ne întoarcem bogați, eu sperând că astfel ajunge până la urmă și papă. Se strâng țărani, nobili, mărunței, se strâng toți la o cântie de lângă Buda, dar speriați mari nobili de numărul mare de cruciați, prost înarmați, majoritatea, care s-au strâns acolo, decid să nu mai meargă la în acea campanie anti-otomană. Mai ales că nici nu veniseră ajutoare din Occident, cum îi se promisese lui Toma Bocoții. Așa că Toma Bocoții a provocat această cruciadă care se transformă în răscoală. Țăranii și micii nobili de la pe câmpia de lângă Buda s-au supărat că nu mai merg să jefuiască pe turci și atunci s-au pus pe șefui nobili. Și așa s-au ajuns la răscoală lui Gheorghe Doja, care pe vremea mea, când eram eu la școală, mai că ajunsă și revoluție pe alte tonuri istorici. A fost o răscoală de nemulțumiți care voiau să scoată măcar pârleala pe tot elbit să-și ia și o sabie sau coasă. Asta e răscoala lui Gheorghe Doja. Însă, Ioan Dragi are un rol foarte important în lăbușirea răscoalei în zona aceasta a Sărmarului. Era firesc că vizate erau mare domenii feudale. Să știți că nu erau jefuit numai castelul nobiliar. Și tot ce intra în vizorul răsculaților. Atunci Ioan Dracfi, având mari domenii feudale aici, în zona Sărmarului, mobilizează oastea sa, împreună cu alți nobili din zonă, și se pun pe decimat răsculații. În epocă, se spunea despre Ioan Dracfi că a pedepsit, în rigoare, sute și mii de răsculați. Asta i-a avut, bineînțeles, mulțumiri din partea regelui, cadouri mai multe domenii feudale, pentru că în timpul lui Ioan Dracfi, familia lui, deci familia Dracfi, stăpânea peste 200 de sate, 8 târguri, 3 cetăți și 2 castele. Deci să ne imaginăm că în jur de 1500, în tot regatul Ungariei, deci nu Ungaria, dar regatul medieval al Ungariei, erau maxim 25 de oameni care aveau peste 100 de sate. Și ăsta avea peste 900. Deci erau între primii 10, probabil, ca și bogății. În fine. Ioan Dracfi a rămas în istorie nu numai în lăbușirea răscoalei Gheorghe Doja, cât mai ales datorită sacrificiului său pentru țara sa regată în Ungaria. Nobilimea a fost prima care s-a mobilizat pentru a lupta împotriva turcilor. Se știa că urmează mari bătălii cu turcii, pentru că sultanii otomani, Selim I și după aceea Soliman, aveau ca obiectiv înaintarea către centrul Europei. Și după ce a căzut Belgradul în 1521, umbrii chiar tremurau. Le era frică să mai mobilizeze oastea țărănească, având experiența răscoala lui Gheorghe Doja. Atunci încercau să se bizuie pe propriile puteri. De aceea, începând cu anul 1524, Ioan Dracfi este numit capitan al Ungariei de jos. Adică toată granița regatului Ungariei, care se învecina cu turcii, era sub conducerea militară și administrativă a lui Ioan Dracfi. El era însărcinat cu strategia de apărare a regatului, dar degeaba ai sarcina dacă n-ai și resursele. Și de aceea, când a fost Marea Bătălie de la Mohaci, în 1526, știm cu toții ce s-a întâmplat. Este memorabil, sau merită amintit, că în ajunul bătăliei de la Mohaci, când deja între timp a luat și judea turții regale, aveau funcție stat, își face testament Ioan Dracfi. Și îl face în limba maghiară, că deja era bata generație de căsătorii cu un murai și era clar că din România a devenit maghiară, adică s-a maghiarizat în regime. Cam toți mari nobili și-au făcut testamentul de bătălie, pentru că aveau toți conștiința sau erau siguri că nu tot vor reuși a doua zi să ne vadă soare. Ea de admirat, pentru că nevul mediu, a fi cetățean nobil, era primul cetățean al țării, nu era egalitatea între stări sociale, era obligația de a scoate sabia pentru țară și pentru rege. Și ei n-au pecetat. Nici Ioan Dracfi al nostru, a treia mare personalitate de aici din Atur, după
Bahmul, practic, tai pe sfârșit pe Toma Popățică. Nici el nu a pregetat și a murit pe câmpul de bătălie la Mohaci, alături de alți mii de nobili români și unguri și alte nații de moștenire în Ungaria. Și astăzi dispare o altă mare personalitate de pe scena istoriei, Ioan Dragnea, care, la fel, două decenii, a avut un cuvânt greu de spus în istoria, în politica regatului Ungariei. Nici el n-a fost străin, să știți, de Moldova. Având sora căsătorită cu fiul lui Ștefan cel Mare, chiar dacă Alexandru murise între timp, fata a rămas acolo în Moldova. Din căsătoria aceea, rezultat o fetiță, o fată, la un moment dat, în fine, și acea fată a fost purtată. De cine? De nobili maghiari care sperau să mai pună și una pozestre consistentă din Moldova. Nu asta e important. Important că Ioan Dragfi, încercând să medieze aceste căsătorii cu domnii Moldovei, îi numește pe domnii Moldovei frate al meu, pe Bogdan, de exemplu, al treilea, frate al meu, în virtutea relației de rudenie pe care o avea familia Dragfi cu familia lui Ștefan cel Mare. Revenind la ce se întâmplă cu familia Dragfi după Mohaci, dintre urmașii, dintre fiii lui Ioan Dragfi, cel mai important a fost Gașpar Dragfi. Gașpar Dragfi s-a implicat pe plan local în disputa dintre regii Ungarii, după Mohaci au fost doi regii Ungariei, Ioan Sarto, care este transilvanian și mica nobilime, și Ferdinand de Habsburg, sprijinit de Marea Nobilime. Ioan Sarto a stăpânit mai mult Transilvania și o parte a centrului Ungariei, restul a ajuns pe mâna lui Ferdinand de Habsburg. El a pendulat inițial între cele două tabere, optând într-un final către tabăra lui Ferdinand de Habsburg și astfel a fost păstrat mai departe în funcția sau în demnitatea de comite de Crasna și de Sonocul de Mijloc, dar n-a mai avut acces la marele demnități. Deja oricum se spăsese Ungaria, era război civil și era greu să ajungi sus în fruntea regatului ca și Ioan Dragfi sau Bartolomeu în atâta decenii. În schimb, Gașpar Dragfi a rămas în istorie nu atât pe plan politic, cât pe plan bisericesc. Se știe că în 1545, aici, la Ardut, s-a organizat un sinod bisericesc în care câțiva zeci, 12 mai bine zis, preoți catolici au hotărât să treacă la ritul luteran, la reformă. Acel sinod a fost organizat de Gașpar Dragfi, dar el s-a desfășurat la câteva săptămâni sau luni, mai știu acum zilele exact, după ce a murit. Deci în vara lui 1545 moare Gașpar Dragfi și în septembrie este sinodul. Condus de văduva lui, dar e clar, organizarea a făcut-o Gașpar Dragfi, pentru că se cunosc relațiile lui cu câțiva preoți catolici care au trecut la reformă din zona Sătmarului. În urma acestui sinod bisericesc de la Ardut, preoții din zona Satu Mare, zona Sein, zona Baia Mare, au trecut cu toții la Biserica Reformată, atenție, luterană. Peste vreo 10 ani, într-un alt sinod, au trecut la calvinism. Pentru că în Transilvania și Ungaria de Nord, nobilimea maghiară, în mare mai parte, a adoptat și ea luteranismul, la fel ca și sașii din Transilvania, și mai târziu, peste un deceniu, au trecut la cealaltă variantă a reformei, la calvinism. Prin asta, prin această operă, dacă vreți să zicem bisericească, a rămas în istorie Gașpar Dragfi. După ce moare el, practic, intră în declin în cărere liberă și familia. După el rămân doi copii. Gheorghe este unul și celălalt, nu mai știu acum ce spune, am uitat numele, doar să zicem de emoții în fața dumneavoastră. Cei doi copii sunt minori. Sunt păstrați de Ferdinand de Habsburg pe funcția de comiți de Crasna și Sonocul de Mijloc, dar cu tutelă. Pentru că văduva a fost căsătorită cu un alt mare nobil din zonă. Nu puteai să fii văduvă cu avere să stai mai mult de zi liber. Era imposibil, dacă voiai. Ori mănăstiri, ori te va intra din nou. Și astfel, văduva lui Dragfi se căsătorește cu Anton Druche de Homona, dar și ăsta după vreo 3-4 ani moare. Ăsta e norocul ei. Copiii nu ajung la maturitate și nu pot să-și exercite funcțiile ei singuri. Atunci, regele Ferdinand numește un alt tutore, un nobil Gheorghe Bathory de Șimleu, care, desigur, se căsătorește cu văduva Dragfi și cum mai o chema, Dughe după aceea. Și cu asta pune mâna și pe averea familiei Dragfi.
documentele epocii au păstrat, să zicem, amintirea rolului sau poziției de stăpân feudal al dracieștilor și al lui Gheorghe Bartol. Andrei Bartol, în ce spuse Andrei Bartol, mă scuzați. Pentru că s-au făcut niște urbare și constituții, niște de inventare sau registre cu averile în zonă, la mijlocul secolului XVI, și acolo se menționează cât ce dări plăteau țăranii și români și unguri pe timpul dracieștilor și cum s-au dublat de cele mai multe ori pe timpul lui Andrei Bartol. Asta s-a întâmplat, din păcate, la finalul, deci sau la dispariția familiei Dracfi, s-a înrăutățit situația țăranilor de pe domeniile feudale. Oricum n-a stat nici mult familia Bartoli, pentru că au murit și la un moment dat, și după aceea averile familiei s-au pendulat, s-au împrășteat. Ba a fost domeniul al fiscului, ba a fost dat parțial pe mâna unor nobili și până la urmă cam dispărut, așa în mare. Nucleul a rămas sub stăpânirea fiscului de la Satu Mare. Acești supuși țărani erau și români, erau și unguri. Să știți că pe domeniile familiei Dracfi era în mare cam la fel ca pe toate domeniile feudale din Ungaria. Ungurii aveau un tip de dări, românii aveau alt tip de dări. De exemplu, românii nu plăteau dijmă sau a noua parte din grâne, că nu cultivau grâne. Dar plăteau parte din oi. Creșteau oi. Ungurii dădeau zeciuiala, și, deci dijma și nona, din grâne, pentru că, în primul rând, ei cultivau pământul. Și din producția lor împărțeau stăpânul feudal. În zona aceasta a Ardutului, satele erau împărțite. Adică erau ba sate ungurești, ba sate românești. Să fie populație mixtă la mijlocul secolului XVI, încă nu n-am găsit chiar multe documente. Sunt din zona Orăzii, din ori pe acolo, dar nu pe domeniile familiei Dracu. În zona aceasta, ori sat unguresc, ori sat românesc. Mixajul a mergi populației este, să zicem, un rezultat al politicilor fiscale, din un rând de secolul XVII-XVIII. Adică în momentul în care nobilii, datorită evoluției legislative, nu mai țin cont de sistemul de impozitare românesc, sistemul de impozitare unguresc, atunci nu mai conta și s-au început să amestece mai mult. Oricum, să știți că la 1569, aici în Ardut, pe fostul domeniu al familiei Dracfi, erau undeva în jur de 80 de familii, care formau acest târg al Ardutului. În Belgiuc erau 110, alt târg mare din zonă, care erau unguri, erau 2-3 olac, adică erau români, și în rest toate satele din jurul târgurilor erau românești. De regulă, aceste structuri de târg, nu fără orașe mai mici, erau ungurești și satele erau românești. Pentru că târgurile erau din colonii făcute, întemeiate. Și de aceea populația este ungurească sau uneori și sași printre ei. Așa se explică această structură etnică din zonă. Și ungurilor, și românilor, să știți că a fost bine sub familia Dracfi. V-am invocat mai înainte cum se plângeau pe Batorești, după 1556, cum le-au dublat dărinii. Pentru că, până la mijlocul secolului al XVI-lea, conta că ești român sau unguri din perspectiva sistemului de impozitare. Și v-am spus că românii duceau mai bine decât ungurii. Știu că sunt greu pentru unii de acest punct. După mijlocul secolului XVI, încet încet se schimbă situația. Asta e important este că, aici în Ardut, la final de secolul XV, început de secolul XVI, a fost cel puțin trei mari personalități. Bartolomeu Dracfi, Ioan Dracfi și Toma Bocoții. Și cel puțin Bartolomeu Dracfi conștientiza originea sa românească din Dragoș, Marea Mureșanul, conștientiza relația sa specială cu Moldova. Și e important pentru noi să nu uităm acest lucru, să conștientizăm și noi, nu doar prin statui și prin festivaluri, ci să amintim, să spunem și copiilor noștri, cine au fost acești trei mari eroi, dacă vreți, sau personalități ale Ardutului. Bartolomeu Dracfi, Ioan Dracfi și Toma Bocoții. Familia Dracfi, dacă vreți, este cea care a scris pentru prima oară istoria aici, dumneavoastră. O istorie de vreo 200 de ani, cu niște cetăți, cu niște biserici, care sunt și azi în picioare, modificate, bineînțeles, dar în timpul, dar osemintele dracfieștilor sunt aici sus. În biserică, nu mai știu acum ce parte, bine ce spuse, în biserica catolică din Deal. La final, o mică poveste, dacă vezi, cu titlul de anecdotă, deși e curat real, cu adevărat. La 1470, cealaltă ramură a familiei, fiul lui Balc, m-a spus, din Draga a ieșit Dracfi, din Balc a ieșit Balc, dacă vezi, adică fiul lui Balc,
Ăștia au rămas la rangul de nobi în mijlocii. Nu s-au luat în viața, adică n-au avut oameni cu spirit de inițiativă. Dar la un moment dat, Mihai, din Hanării Balfi, a alcăpăbăit, nu iertat doamnelor sau domnilor, dar i-a plăcut o doamnă specie din anturaj, era soția unui nobil, iar era însurat, și atunci ce face? Își omoară nevasta, își omoară și nobilul familiar, ca să poată să stea împreună cu soția lui. Desigur, e un scandal imens, moral, biserică, totul. Și de acest scandal, cine profită? Eroul nostru, Bartolomeu Dragfi, care își sprijină prietenul, neamul, pardon, bărișorul lui, și merge direct la regele, la mafia Corvin, povestește ce s-a întâmplat, și regele confiscă toate averile pentru adulter și le dă lui Bartolomeu Dragfi. Asta să închei o atmosferă mai veselă despre ce înseamnă viața nobiliară în secolul XV. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea care m-ați ascultat. Ce bine că ai fost. Vă mulțumesc că am avut această onoare să fiu în fața dumneavoastră și mă bucur că eu, nepotul lui Petrea Butului și al lui Petre Doboș, am fost în fața dumneavoastră astăzi, aici, în orașul Arthur, al cărui nepot mă simt și voi fi în continuare. Vă mulțumesc!